Băi, oameni, băi, așa cum v-am spus, hai să văd dacă s-a prins butonul roșu, să nu vorbesc degeaba. Sigur că da, bun. Continuăm clipul la povestirea de viață familiei tale. Am zis că mi-e greu. Mi-e greu să o povestesc. Dar o povestesc. Știu că prin povestea mea, cum am mai spus, unele persoane care nu au trecut prin astea, o să învețe. Fac și eu ca mexican. Mă aranjez. Băi, oameni, bă, cum am spus, prima zi, am stat acasă lângă muieruța mea și cotilul meu să mă bucur că după atâția ani, vreo 9 ani, îs acasă în România și pot să stau lângă ei cum am stat în urmă cu un an și 8 luni, ultima dată când am plecat în Italia, de m-am despărțit de ei. Grea situație urmează. Grea situație, pentru că urma să înfrunt lucruri și probleme care nu că nu am trecut prin ele, dar nu te așteptai de la oameni pe care îi considerai prieteni să întâmple unele chestii care le veți auzi. Și cu asta vreau să spun o vorbă mare. După mine, prietenia e de 3 categorii. Prietenie adevărată, care e pe primul loc, prietenie cu folos și prietenie falsă. Lăutarilor, sper să nu luați cuvinte din clip să le folosiți în manelele voastre. Eu am avut parte de toate 3 categoriile. Și fiecare la rândul lor o să le dau exemplu. Fiecare categorie. Vreau să vă spun că prietenia adevărată, singurul pe care l-am considerat și îl consider în continuare, deși mi-am mai certat, să ceartă mamă, fiu cu mamă, fiu cu tată, fiu cu bărbat cu nevastă, tată cu fiu, deci înțeleg. E peștile. Sandu Gădălean pe Facebook. Păi, oameni, a doua zi dimineața, îl strâng pe peștile. Hai mă sus. Vă dați seama că am avut atunci, în 2002, cafea bună. Hai sus să bem o cafea, cafea din Italia. Că eu de acolo m-am aprovizionat. Dacă țineți bine minte clipul în care m-a chemat
ăla din Milano Maritima, polițistul ăla, am uitat cum, ce grad avea și mi-a zis, vezi că trebuie să te iei, să te trimită. Ia-s liber, înțelegi? Eu nu mi-am luat liber că m-am obișnuit cu locul ăla și mi-era prea ăsta, am zis că poate cine știe și, dar m-am aprovizionat. Că trimiteam acasă, să am, am zis, calculat eu pușcăria, 2 ani, să am cafele, să am dietăte, șampone, pastă de disc, avem dinți și mai multe. A, vine peștile sus. Stăm la o poveste. Da, hai băi pește, du-mă până cartier, du-mă până oraș. Du-mă, hai cu mine să vedem locurile. Băi, v-am spus, eram mai suplu, brață. Cordoneanu Adrian are 50 și eu avem 52-54. În braț, mâncava așa. Da seama. Un an și 4 luni, 4 luni scad jos, un an numai sport am făcut. În Italia, la sală, cu 180 așa ne-am făceam. Sau din el, că n-aveai voie și greutăți erau tot prinsă ca să nu ataci. Era, nu era condiții, nu știu ce, dar totuși. Deci, s-a uitat lumea la mine ca la Steven Seagal. Ce tata Steven Seagal? Băi, hai să ieșim. Ce mașini am avut atunci, nu mai țin minte, cu o japoneză cu faruri de ele, o italiană Alfa 164, dar erau tare. În fine. Bă, unii mă cheamă peștile sus la Union. Deci, băi, prima zi. Bineînțeles că cheamă și preț. Ciprilu Sorpa, Pepi, Lucian Negru, bă, mai mulți, Adi Beșchi, mai mulți, vreo trupă de vreo 7-8, sus la Union. Ne punem la masă, băi, fraților, eu v-am spus, eu eram obișnuit și învățat cu lumea de afară. Înțelegeți? Am dus viață bună, viață selectă. Aici unde m-au dus ei, nu, pe timpurile alea era un bar, nu, mai așa, cu biliar, cu bingo, cu din alea, în fine. Ne punem la masă, și fiecare, bineînțeles, Nelson plătește. Comandă. Eu țin minte că mi-am comandat, bă, era cam pe la 12-1 la amiază. O apă cu lămâie și cu gheață. Bere nu beam, alcoolul de la noi știem că nu e ca ăla de afară, te strânge de gât. Cafea, peștile mi-au zis, apă goală. Sucuri acidulate nu folosem și atunci, da, și un fresh de portocale. Pe brațul, cum am stat la masă, râdeam, povesteam. O venit o gagică, ne-a luat comanda și a plecat. La masa alăturată, să nu se supere, un băiat
Nu-i cunoșteam pe nimeni în lume. Dixie, om de ordine. Acum am prieten foarte bun cu el. De fapt, și de atunci am rămas prieten. Stătea acolo, era om de ordine, bodyguard la barul ăla. Mă, tăi s-a uitat, înțeles, bineînțeles, uitat, că o auzit de mine, o auzit Clujul. Chiar dacă am fost plecat. Pentru că eram unic distribuitor în cantități de haine, parfumuri, tot felul de obiecte din magazine. Cel mai mare distribuitor din Italia. Cine le-o trimis? Nelson, cumpărăm. Am scos casetile cu Sandu Ciorbă, două volume, care nu m-am lăudat. Eu nu mi-a plăcut să fac casete în melodie, să se zică de mine, eu sunt cel mai tare, eu sunt jupânul, eu îi bat pe ăia, eu sunt ciumegul, eu am, înțelege sume. A fost o melodie, dar nu se mințe. În melodiile mele nu se mințe. Deci un fel de balade. Cât produce într-o zi, alții n-au cât vor trăi. Alții. Și am știut la ce mă refer. Pentru că vă spun drept, când producem atunci, în anii ăia, un 3-4 mii de mărci, că până în 2001 au fost mărcile și lirile. Eram nervos. Pe zi, băi! Eram nervos. Înțelegeți? Mă, trece vreo 5 minute. Mă, dar de ce nu vine fata asta? Păi că, las că vine ăștia de la masă. Trece vreo 10 minute. V-am zis, e obișnuit ca afară. Comandai, în secunda a doua erai servit. Mai ales la din astea urgență, apă, suc și... Și am început să mă enervez un pic, la care Dixu mărs înăuntru, înțelegi, l-a spus la aia și o vin. Bă, ne-o pus alea pe masă, aiurea, o serveală din aia de gară și să plece. Și a zis că tu ia stai așa. Cum te comporți tu cu clienții? Ce-i că ai venit acasă și ai figuri? Normal că Nelson, când e ăsta, cum adică una, o angajată din aia, înțelegi, îmi vorbește în halul ăsta, care avea în picioare din aia, am uitat, de aia cum avea Bruce Lee pe timpurile alea. Tenis din aia, n-am uitat cum se duce. Și vai șamar. Și am zis, auzi tu, luam-i la control așa de verificare. Păi chiar vrei să mă supăr pe tine? La care Dixi, băi, dacă îl cunoșteam, că mie niciodată la preche nu mi-a plăcut să le fac probleme unde lucrează. Poate că nu aveam ieșirea asta. Nu știu ce-o comentat și am zis, mă, era un pic și eu. Vezi că te desumflu, mă. Înțelegi? Și cu asta am pus banii pe masă. Nici n-am mai avut chef să stau la locația aia și am plecat. Între timp, cum eram pe drum, nu știu unde trebuia să mergem, sună telefonul pe unul din ei, la care, da, e cu mine.
Da, mi-a luat telefon. Alo, da. Nelson la telefon. Da, tu cine ești? Eu îs Țepeșu. Am înțeles că mi-ai făcut scandal. Deci el s-a ocupat de locații. Înțelege. Mi-ai făcut scandal și ai sărit la lume. Ia vino până... Vino înapoi. Cum să nu? Băi, măcar. Ce-i ăștia? O zis să mă duc înapoi. Și... Băi, ăștia, nu să mă încurajeze, nu să mă... Eu nu știam cine e ăla Țepeșu. Deci pe vremurile alea... Era cel mai bun caratist și din alea. Bine, că era Gore, era Poșnic. Dar așa înțelegeți. Ăștia, ioi, Nelson, ăsta e cel mai zmardoi. L-au bătut pe ăla, au câștigat campionatile alea. Da? Nici o problemă că plec înapoi. Fiecare și-o găsit de lucru. Eu trebuie să mă duc acolo, eu trebuie să mă duc acolo. Eu. Și așa, eu nu am fost niciodată cu trupile. Mă, când am văzut treaba asta, o rămas numai peștile cu mine. Aici mint dacă zic că o vinit și eu sau nu o vinit. Mint că nu mi-amintesc. Dar am zis eu în gândul meu. Bă, că să vă spun adevărul, știam că în România îi ca în junglă. Înțelegeți? De fapt și acum. Uitați-vă în străinătate, într-o discotecă, dacă ai făcut scandal, te ia frumos, te duce în birou, ori te servește acolo în birou, ori cheamă garda și vine și te ia. Dar aici te servește direct. Dacă ești păringul de dansă, la nas. În fine, no, fiecare are... mentalitățile. Noi suntem o mentalitate mai agresivă românii. Și bine, într-un anumit punct de vedere, în al doilea punct de vedere, nu-i prea bine. Înțelegeți? Și asta și-am gândit așa. Mă, eu am un nume. Oriunde am fost, am fost respectat. Lumea șmecher grei mă cunoaște. N-am dat în spate niciodată, indiferent ce s-a întâmplat. Cum să nu mă duc eu? Deși m-au fricat ăștia. Și ce-am făcut? M-am dus acasă și mi-am luat și așa cum nu mă interesează că nu mai dețin și trancanul atunci, cu bile. Trancanul și un aruncător. Ciuc, ciuc. Dacă vroiai, sărea lama, dacă nu, numai ieșai, luai măsură, dă-o bam, bam, bam și percuțiile mele. Am dus acasă, rapid, să nu-l țin să aștepte. Nu-l cunoșteam. Mă întorc la locație. Urc sus pe scări.
bărbat, mă, simpatic, bărbat frumos, Țepeșul. Brațul corporean făcut. Ha! Sămăna cu ăla la care face filme din astea de duzină, cu părul mare, și ăla o să bate mult. Uite acum, Teana. Salut! Și întinde mâna către mine. Nelson, gândește. Caratist mă prinde zvang, zvung, zdrâng. Salut, mâna o dăm după ce terminăm discuția, problema. Adică ce vrei să spui? Ăla! Bă, așa a fost, că a fost bodyguard, Dixi. În foie aia, șeria. De vreo două ori. Asta, stai, mă. Bă, băiatule, nu te cunosc, nu mă cunoști. Uite care e problema cu servirea. Bodyguardul ăsta de aici omârâi și normal că și omârâi. Eu și mușcă. S-a uitat la mine și-a zis așa. Țepeșul le zic că nu e adevărat. În primul rând, apreciez faptul că nu ți-a fost frică și ai venit. Pentru asta o să fim prieteni. Și în al doilea rând, te rog frumos, aici lucrez eu, nu-mi deranja, nu-mi fă crea probleme. Și într-adevăr, am rămas prieteni foarte buni. Tot timpul s-a deschis cazinou, după sau era deschis, nu știu, de la chios și el era șeful bodyguards-lor acolo. Tot timpul am făcut rele, am făcut prostii la nervi acolo, că am pierdut bani. Deci, în timp. Și niciodată nu m-a agresat sau nu... Deci, cu mine a fost un om nota 10. Acum, nu cu toată lumea a putut fi. Și cu asta mi-am câștigat prestanță, cum să spune. Într-adevăr, recunosc că am fost un pic agitat. Eu nu sunt smardoi de meserie să intru în ring, să mă pun cu un luptător sau cu un karatist. Înțelegeți voi, dar nici nu caut. Chiar de-aia nici nu caut. Băi, oamenii, bă, cred că și peștile au fost cu mine, da. După aia am plecat peștile. Peste, eu de cartiere nu sunt mai curios. Hai să mergem în oraș. Bă, am ieșit în oraș și am început să mă întâlnesc cu prieteni pe care nu-i văzusem de mult timp. Din Ungaria. Cu Vizitiu, cu Neluțu Varga, Toti, cu Edi, Roții Grasu, la care, bineînțeles, mi-a părut bine când văd prietenii. Și cu mai mulți, cu mai mulți. Multă lume pe care nu-i cunoșteam, dar erau și ei un fel de șmecheri în devenire, dar slabă bibilică, în fond aveau branduri. Se uitau la mine cam dubaș. Înțelegi?
e ăsta, ce, ia, uită-l pe Nelson. Băi, oameni, cum se uită lumea acum pe stradă, așa se uită atunci. Înțelegeți? Și uite așa, am început distracțiile. Ieșirile cu prietenii în discoteci, cluburi de noapte, seară de seară. Țin minte că era tineretul, unde-i molul. Fiecare seară, discotecă, manele. Karma, discotecă. Ai bani? Ai lumea lângă tine. Nelson avea bani. Aur, îmbrăcat. De fapt, eu tot timpul am fost îmbrăcat, firmat. Firmat. Acum mai puțin, pentru că firmele astea, supărarea ar să le supere, nu face în categoria mea. Haine pe categoria mea. Băi, oameni, bă, dați seama că lumea atunci era mai altcumva ca acum. Mai altcumva ca acum. Pe an ce merge și cum trece timpul, mai pretinile sunt mai la o parte. Mai multă dușmanie acum. De ce? Pentru că nu se mai produce banul cum se produce pe timpuri. Și asta foarte tare agravează situația. Ieșem la Bistrița. La discotecă, am uitat cum îi zice la discoteca aia de la Bistrița. Era Fuji. Pedală. Mădăritu. Prietin bun. Vă dați seama, consumam atunci pastile. Cine era unic distribuitor? Și așa să știe, vizitiu. Pastile. Nu cumpăram, nu vindem, primem. De ce? Pentru că în momentul când intram în contact cu pastila, intram în niște filme care îmi dădea o tentă de dansator, de caterincă, deci cine stătea lângă mine râdea. Bă, oameni, am făcut o discotecă întreagă la Bistrița de o dansat exact stilul meu. Spune lumea care a fost acolo. Bă, fraților, bă, într-o seară intru în tineret. Liana mă îmbrăca când plecam de acasă, mă aranja și mă îmbrăca. Intru în tineret. Vizitiu ceapa coposul. Încă unul care-i plecat în Italia, am uitat cum îl cheamă, căutat de gardă,
masă cu vreo 5-6 fete. De cum am intrat, o văd pe una, cred că în stare de o jumătate de pastilă, să bălângănea după melodie. Deci care cunoște de la intrare, când cobor scările, până în capăt, la masă, pe partea stângă, e o distanță și, cum era semi-întuneric obscur, totuși, ce privire ageră o văzut odată. Avea o fustă de blugi lungă pe ea, cu franjul jos, o cămașă și o vestă. Părul punea pe aici. Să bălângărea. Și-am zis, ce-i cu incașa asta? Franjurile alea de la fustă. Și la vestă pe spate iară franjul. Cum să bălângânea franjurile așa? Ajung la masă, ceau, ceau, ceau. Stai jos. Cască gura, bang, primirea, o pastilă. Cătă vizitiu. Cine-i? Liberă. E minoră. Clasa nouă. Nelson calculează. Liberă, minoră, clasa nouă. Ce caută ea în club? Pastilată. Nu-i nimic. Pot să mă dau la ea, nu-i cu nimeni, nu? Nu. Bineînțeles, de la Rura Rura Pirula Mickey Mouse, pentru că era desenat un cap de șoricel cu urechi. Mi-am intrat și eu în ritmul ei. Nu înțelegeți? Și ne-am distrat toată noaptea până dimineața la 5. Bineînțeles, am convins-o. Să îmi fie prietenă. Prima prietenă pe care am avut-o la Cluj după ce am venit din diaspora. Pe pucălie. Am mers la ea acasă pentru că era chiar sâmbăta, un weekend, și părinții ei erau plecați la țară. Singur acasă. Vă dați seama, nu că acum ați mai în vârstă, dar tot așa auzi. Nu ai problemă. Bombardează tata. Dacă are ce, dacă nu, nu. Bandei Nelson, obișnuit, călie. Ușor, după ce că la fata am observat că îi plăcea să fii mai tandor cu ea. Înțelegeți? Am fost tandor cu ea, încet, elegant. S-a dezbrăcat, o măr separat de și-o făcut un duș. Mi l-am limpăzit și eu și-am luat-o, fraților. Și-am luat-o. Și urla dimineața la 6, taci tu, nu mai urla așa să zică vecinii că te bate careva. O zis, antifonache. Și geamurile și păreță.
3 game-uri i-am dat. 3 game-uri. Am rupt-o. Și-am dormit ca doi bebeluși până pe la 3 după masă. Fraților, pe la 3 după masă ne-am trezit. Aveam vreo 7 apeluri de la Liana. Am contactat-o telefonic pe o conașă. Mami, într-o jumătate de oră, vin acasă. Bine. Banc, banc. Și să mă îmbrăc. La care nu-i dau numele. O spus, se poate să-ți fac un oral. Auziți propunere bestială. Păi, mi-ai făcut și azi dimineață. Am fost inconștientă. Vreau să te simt trează. Mi l-am dat la pupuce să mai încoace încolo. După care mai am făcut un duș, m-am echipat și am plecat către casă. Ajungând acasă, Liana, puțin nervoasă, dar stilul meu, mami, am petrecut și am dormit unde am petrecut, hai să mergem la un restaurant să mâncăm. Îl sun pe peștile, îl sun pe negru, pe Lucian, să-și iei nevestile și să mergem să mâncăm. Unde? Sus la Vila Tușa. Ajungem la Vila Tușa, ne comandăm frumos să mâncăm. La o masă alăturată, prieteni, Caluhorea, Ceapa, Coposul, Becu. Au fost persoane care nu le-am cunoscut, cum ar fi Calu, care nu l-am văzut de mult pe Becu, Cerus frate, Cerus, cum au zis ei, cunoștință. Înțeles. Am stat, am servit masa. A fost frumos. De acolo, fiecare către casă, pentru că urma o altă seară. Dintre aceste persoane pe care le-am pomenit, face parte prieten fals și prieten spus, care urmărește ceva. Domnilor, o să continuăm povestea. Mai am o rugăminte la voi. Am mai făcut-o eu acum ceva timp. Suna așa. Care sunteți în pagina mea de Facebook și de YouTube, auziți, vă rog
sunt distribuiți. Pagina Facebook și YouTube, chiar și clipuri dacă se poate, prietenilor voștri din listă, pentru a mă cunoaște mai multă lume. La care am primit răspuns de la lumea rea. Ce-i, bă, cerci îndurare, te căiești, ăla? Băi, oameni, dacă ăștia de la televiziune în fiecare seară spune, asta e pagina de Facebook, dați-ne un like, dați-ne așa, eu nici o să nu zic. Dacă voi vreți, e bine. Dacă nu, și așa e bine. Aștept comenturi la clipurile lăsate. Atât pe pagina Facebook cât și pe YouTube. Urmează partea a treia. O să postez tot la două săptămâni pentru ca să apuce lumea să asculte, să-și dea seama despre ce se discută. Grele încercări urmează. Lume rea. Lume periculoasă. Asta e viața. N-ai ce faci. Nelson Mondialu, avăla. Chie tata Nelson Mondialu. Ce mă pace că mă uit în cameră?